În continuare, vreau să adaug niște conținut în această pagină, în acest ecran, un titlu de deschidere pentru un articol, un video, o listă cu elemente cu care se poate interacționa, un slider și mai am o bară de taburi la baza ecranului. Hai să începem cu articolul principal. Și în principiu vreau să fie un titlu, un lead scurt, deci o bucățică mică de text și un buton suprapuse pe o imagine. O să revin să văd grila și o să creez zona care va fi acoperită de articolul respectiv cât e lățimea coloanelor, ceva de genul ăsta. O să adaug niște text. Și acest, acest text vreau să fie aliniat la stânga, tot așa pentru contextele în care se modifică, și să fie aliniat cu mijlocul coloanei, și respectiv cu butonul de deasupra. Și spațierea, ca, pentru ca spațierea să fie uh, egală, am folosit 6 pixeli pentru a distanța butoanele de, uh, de marginile barei. Aici o să folosesc 12, deci dublu între bară și următorul element, și în general o să am 6 sau multiplu de 6 ca uh, dimensiune care să separe aici. Deci o să, o să duc. Cel mai simplu pentru început, până placez uh, elementele astea cum vreau să fie, o să-l duc să lipesc exact de bară și la y aici, la, variant, la coordonatul uh, orizontal, o să adaug, o să scriu plus 12 și la un moment dat va începe să-mi sugereze dimensiunile pe care le vede repetate, până atunci o să mai fac tot așa de câte ori. Deci am titlul ăsta pe care vreau să-l fac și cu bold și mai mare, să zicem, da, 18 este suficient. Și o să mai adaug o zonă de text. Deci o să dau click și o să trag aici tot până la mijlocul coloanei și respectiv aliniat cu butonul. Și o să adaug niște text aleatoriu. Am ceva aici copiat, dar o dimensiune mult mai mică. Suntem de 10 și fără bold ar trebui să fie ok și atunci am nevoie de mai mult text. Să vedem, așa. Las deocamdată mai mult decât e în casetă pentru că spațiul ăla încă nu este... Alocat. Și aici o să adaug, deci, sub aceste două elemente, o să adaug un buton care ne duce la uh, o altă pagină și o să desenez, o să desenez separat acest buton, uh, o să fac să zicem de lățimea. Două coloane, o să-i dau o culoare să vedem ceva. Ne genul ăsta nu chiar contează. O să îi rotunjesc colțurile. De vedeți, când am un dreptunghi selectat, proprietățile pe care le am aici disponibile sunt poziția X și Y, deci unde-i colțul din stânga sus, pe orizontală și pe verticală, dimensiunea, width și height, deci lățimea și înălțimea în pixeli în mod implicit și pot să uh, forțezi proporția să nu, se, să nu se poată schimba, să rămână tot timpul la fel chiar dacă îl fac mai mare sau mai mic, rotația, uh, pot să dau click aici și să trag să rotez cu obiectul respectiv și uh, rotunjirea colțurilor tot așa, pot să dau click și să trag pe oricare din uh, valorile astea, să le mișc cu mouse-ul de aici și pentru colțuri pot să aleg care colțuri sunt cât de rotunjite, dacă apăs pe acest buton, pot fiecare colț în parte să-l rotunjesc în sensul uh, acelor de ceasornic din stânga, sus, uh, fiecare în parte. În cazul acesta, o să vreau să rotunjesc toate colțurile relativ subtil, deci ceva de gen 4 pixeli și înălțimea butonului vreau să fie de 24 de pixeli să fie ca uh, celelalte butoane și o să adaug un text care să apară pe buton mai mic și în altă culoare în robot ok și bold de 14 puncte și culoarea o să aleg albul acesta de aici și de asemenea pentru că ăsta vreau să fie centrat pe buton o să mă asigur că este aliniat pe mijloc, dar trebuie să selectez Laerul de text și dreptunghiul pot să le selectez ținând uh, shift și dând click pe ambele, sau la fel pot să fac și în listă și să mă asigur aici sus de la butoanele de aliniere că sunt centrate atât pe orizontală cât și pe verticală. Și de asemenea că textul este centrat și în caseta lui, nu doar pe orizontală, ci și pe verticală. Și ceva de genul ăsta vreau să arate butoanele mele. Așa că o să grupez aceste elemente, dau click dreapta și Group Selection sau Control G și o să-i zic buton. La fel cum o să selectez aceste elemente, o să le grupez și o să le zic bara de titlu. și pot să deschid și să văd elementele din, componenta, din componența acestui grup, dar pot și să le ascund să nu mi încarce foarte mult ecranul. Și acest buton îl aliniez mai departe, la fel cu celelalte obiecte, aici am uitat să pun 12 pixeli între, dar am dat de pe tastatură cu săgeata în jos să fie tot 12 pixeli și vedeți că acum când îl mut pe ăsta îmi sugerează unde să mă opresc să fie distanțele egale și la fel o să încerc și aici să adaug la înălțime, 12 pixeli mai departe o să adaug o zonă pentru uh, un video și ca să fie o proporție destul de standard pentru că lățimea este de 360 de pixeli înălțimea o să o pun la 203 pixeli asta este o proporție de aproximativ 16 pe 9 ar fi 202 pixeli jumate dar uh, am ales mai bine să fie așa. Este de lățimea întregului ecran, tot așa la 12 pixel de uh, ce aveam deasupra. O să fac complet negru acest dreptunghi și o să adaug un buton de play, tot așa din lista de iconițe de la Material Design. Asta um, o să-l salvez. și o să-l adaug aici, în mijloc, dar cu alb să se și vadă. Pot temporar să ascund grila asta, să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Textul ăsta îl vreau alb, tot așa să fie diferit. Alb este prea tunecat, mai bine rămâne negru. Și o să creez niște elemente mai departe. Problema este că nu mai am loc pe ecran. Uh, și în mod normal aș avea scroll pe un ecran să pot să urc, să cobor, să, uh, să văd tot ce am nevoie chiar dacă ecranul este mai lung. Este foarte simplu de făcut asta și în Figma. Trebuie doar lungit deci tras de partea de jos a frame-ului. Și va face practic un ecran mai lung, dar care va fi afișat în prototip doar în într-o fereastră care este de dimensiunea ecranului unui telefon. Deci pot să adaug în jos oricât conținut am nevoie, ceea ce voi și face. Cum ziceam, urmează să fac o listă de elemente aici care să aibă așa un canard. Să vedem de ce oare nu sugerează aici 12 pixel diferența. Și vreau ca acest scenar să nu aibă culoare de umplere, dar să aibă un contur. Deci, o să dau pe minus aici să șterg această culoare de la fel și dau pe plus să adaug una la stroke și negru de un punct. Conturul este acceptabil în acest moment pentru mine. Voi adăuga aici un spațiu pentru o imagine. Ne zicem așa de la mijlocul unei coloane la celălalt mijloc. Și tot așa 12 pixel distanță. Și și aici. Ops. Trebuia înălțimea, nu poziția. 12. Și în spațiul rămas o să adaug puțin text. Descriere pentru elementul din listă. Și ce mai fi pe aici? Da, paste la ceva. Și o să aliniez cu această coloană să fie mai mult spațiu acolo. Și în spațiu care a rămas aici liber, vreau să adaug o iconiță de share și de adăugat la favorites de exemplu deci niște acțiuni care să poată fi făcute specific pentru acest uh, element și o să-i adaug de asemenea și o, un buton de play presupunem că sunt tot așa uh, videouri care rulează mai sus le selectez tot, ambele elemente și le aliniez să fie centrate și Vine aici să caut un buton de share să salvez Și de O steluță ceva Pot fi așa o stea simplă sau să caut Lockmark și bookmark este o variantă dar unul de adăugat ca bookmark să fie mai clar ce face. Și o să trag aceste două iconițe aici. Și o să le aliniez în partea de jos. Lungimea descrierii poate să varieze, deci este lăsat mai mult spațiu deasupra. Și ăsta este un element din mai multe similare într-o listă. Pot să îi dau și un titlu. Dar o să îl adaug ca o casetă separată. Deci asta o mut un pic mai jos și adaug aici. Titlu element listă. Același font, dar cu bold. Să iasă puțin în evidență. Așa. Nu este o interfață foarte frumoasă, dar pentru un prototip este suficient în acest moment. Pentru a crea restul elementelor din listă, pentru că sunt similare, vom discuta despre felul în care operează Figma cu componente în imaginea viitoare, urmând mai departe să adăugăm și restul conținutului.